La slujba schimbării la față, oficiată de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, întâmplarea a făcut să fie prezenți Gigi Becali și Alexandru Tudor, fost arbitru de fotbal, aflați în trecere prin comuna Aninoasa. Cu această ocazie, arhiepiscopul a avut un gest pe măsura celor făcute de Becali pentru cei aflați la nevoie. L-a recompensat pentru meritul de a fi creștin ortodox practicant cu un spirit excepțional de dăruire. Din mila lui Dumnezeu, noi, Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, plecând de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care în epistola sa către Corinteni ne spune: vrednic este lucrătorul de plata sa, hotărâm. Se conferă medalia de onoare creștin-ortodoxă a arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului Sfântul Neagoie Vodă Basarab ca preț, ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre pentru dragostea și vrednicia arătate față de Biserica lui Hristos, domnului George Becali. Semnează Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului. Vrednic este! Vrednic este! Ziceți continuu, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și toate se vor rezolva vouă! În fața sutelor de credincioși, Becali și-a stăpânit cu greu lacrimile. Pentru el a fost o surpriză, nu se aștepta, el a venit la schitul Slănic pentru că își dorea tare mult să mai ajungă în acest loc.